Mona Lisa vandalizată. Celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci a fost lovit de o prăjitură cu cremă. Un bărbat deghizat în femeie s-a ridicat de pe un scaun cu rotile și a încercat să lovească geamul blindat pentru a distruge opera, care valorează peste 800 de milioane de euro. Bărbatul avea cu el un tort pe care l-a aruncat în semn de protest. După ce a fost dat afară de către paznici, a spus că planeta trebuie salvată. Vizitatorii au reușit să filmeze momentul, care a devenit cunoscut în doar câteva ore din cauza haosului care s-a produs pe rețelele de socializare.